Vineri, o comisie formată din trei juriști ai instituției au început verificările la spital, urmând ca în 26 august să se prezinte rezultatele controlului efectuat și propunerile privind managementul spitalului. Cei trei juriști verifică doar actele administrative. După ce se va finaliza controlul, comisia de evaluare va avea în atenție echipa de conducere a spitalului județean din Târgu Jiu. De asta sunteți mulțumit de managementul de la spital? Ca persoană, evident că nu sunt mulțumită de acest lucru, dar ca persoană juridică și cu responsabilitate, lucrul ăsta trebuie să-l demonstrez cu ceea ce înseamnă respectarea temeiului legal, cu ceea ce înseamnă raportul potrivit activității managerului cu contractul de management. Se vor face controlele din punct de vedere organizatoric și verificări la activitatea managerului. Președintele Consiliului Județean a mai declarat faptul că vinovată de lipsa aparaturii medicale performante este slaba finanțarea sistemului medical. Știți că Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu se află în topul spitalelor celor mai prost cotate din România? Eu nu știu acest lucru. Eu știu că Spitalul din Târgu Jiu Județean, sub aspectul realizării unor execuții de lucrări, arată mult mai bine decât multe spitale din România și suntem într-un program de reabilitări și de îmbunătățire a spitalului, iar ce privește latura profesională. Noi am luat acest spital potrivit legislației în vigoare de o lună de zile și în continuare, potrivit legii de ceea ce înseamnă medici, pregătirea medicilor, este instituția abilitată în materie, Ministerul Sănătății. Nu credeți oare că acest sistem acum pe care îl preluăm și pe zi ce a trecut în loc să progreseze a intrat în regres este o carență a Ministerului Sănătății? La sfârșitul acestei săptămâni, rezultatele controalelor vor fi în mâna președintelui Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu.